La sfârșitul săptămânii trecute, sala sporturilor din Mioveni a fost gazda a trei competiții spectaculoase de darts, respectiv turneul amatorilor, vineri seara, Cupa CS Darts Mioveni, sâmbătă, pe întreaga durata zilei, competiție de la care urmăriți aceste imagini, și Cupa CS Hattrick, programată duminică. Acestea două din urmă, CS Darts și CS Hattrick, au fost turnee de categoria 1 prinse în calendarul federației, care i-au reunit în concurs pe cei mai buni jucători din țară, oferind cu adevărat un spectacol de darts de înaltă calitate. S-a jucat totodată la trei categorii: seniori masculin, seniori feminin și juniori sub 25 de ani. Despre tot ce s-a întâmplat la Mioveni în acest sfârșit de săptămână și despre cluburile sportive din județul nostru care au secții de darts, ne-a vorbit președintele Federației Costin Spânu. La Mioveni are loc deschiderea campionatului național de darts 2024-2025. Este prima etapă națională. Participă sportivi, 117 sportivi din 25 de cluburi afiliate Federației Române de Darts. Sistemul de joc se găsește în cadrul federației ca și regulament. Este piramidă simplă, 501 se închide în dublă. Pentru cunoscători acest lucru, pentru cei începători ar fi bine să vină la un club sportiv, să afilieze și să învețe acest regulament. Este mult mai simplu pentru ei. Ca în orice sport, trebuie să ai o zi bună. Sunt favoriți, sunt 8-9 sportivi la nivel național care emit pretenții pentru titlul național, pentru campion național. În județul Arceș avem un club de darts în orașul Mioveni, CS Darts Mioveni se numește. Avem 27 de jucători legitimați în acest moment la Mioveni. O parte din ei sunt din alte localități, gen Bacău, Piatra Neamț, Oradea, ca să enumăr câțiva. Desfășurăm activitate în sala sporturilor din Mioveni și am dorit să ni se alăture cât mai mulți sportivi din județ în acest sport. În județul Argeș și în orașul Mioveni este singurul club pentru moment care este afiliat Federației Române de Darts. Am observat că la nivel județean mai figurează cu ramură sportivă darts încă 4 cluburi în afară de acesta. Nu cunoaștem dacă doresc să afilieze Federația Română Darts sau nu. Noi îi așteptăm cu plăcere oricând. Totdeauna atmosfera la darts este una plăcută, ne întâlnim, suntem prieteni, mare majoritate ne cunoaștem. Practicăm sportul ăsta din 2009, cei noi din Mioveni, la nivel de federație din 2008. Când vine vorba despre câștigători, nu a fost loc de nicio surpriză. Atât sâmbătă cât și duminică învingători au fost Giulia Olteanu, CS Darts Club Mioveni, în competiția feminină, Daniel Racoveanu, CS Tati Bar, în competiția masculină, și Vlad Chira, CS Corner Darts Club, în competiția juniorilor la sub 25 de ani. La amatori, câștigător a fost Alexandru Marcoci. Patruzeci. Giulia are nevoie de 16.
10. Iulia Mare Nevoie, 16.